persoană a fost rănită seară după ce mașina în care se aflau au intrat în coliziune cu un parapet de protecție, iar mai apoi cu un cap de pod autoturismul oprindu-se în cele din urmă pe pavilion. Evenimentul rutier s-a produs în data de 20 ianuarie la ora 17.50 de minute, când un bărbat de 48 de ani din Simleu Silvaniei conducea un autoturism pe DN1H pe direcția Pericei Silvaniei, cu viteză neadaptată la condițiile de drum umed și în curba a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu parapetul de protecție din partea dreaptă, pe sensul său de mers, și apoi cu un cap de pod de unde a fost proiectat pe carosabil autoturismul oprindu-se pe pavilion. Potrivit incuției dumneavoastră, Maimuța, purtătorul de cuvânt al IPJ Salaj, în urma accidentului, conducătorul auto și doi pasageri au fost răniți ușor. Reprezentanții IPJ Salaj informează de asemenea că șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul evidențiind o concentrație de 0,23 de miligrame la litru de alcool pur în aerul expirat. În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. La fața locului a fost solicitat și un echipaj de descarcerare și un echipaj smurt, însă ajuns la fața locului pompierii au constatat că cele trei victime se aflau în afara autoturismului răsturnat. Ieri seara pompierii și mleoane au fost solicitați să intervină cu un echipaj pentru descarcerare și un echipaj smur la un accident rutier petrecut pe DN1H la ieșire din orașul și silvanie Silvaniei. Pompierii ajuns la fața locului, au constatat că cele trei victime se aflau în afara autoturismului răsturnat, două dintre cele trei fiind preluate de un echipaj smur și o ambulanță, după care pompierii au samblat carosabilul și au deconectat bateria mașinii.